nota de plată. Cu Brexit-ul, sigur, un prim calcul indică următorul lucru. Deci, Marea Britanie contribuie anual cu 13 miliarde la bugetul european. Bugetul european în acest an îți dă credite de angajament și credite plată. Credite de angajament sunt 144 de miliarde bugetul european, deci putem face socoteala ce înseamnă retragerea 13 miliarde din bugetul european ca procent. Toate calculele pe care le-am făcut și eu și le-am verificat cu colegii de la Bruxelles indică undeva 2-3% ar afecta bugetul european pentru România. Nu-i sigur că se va aplica uniform, pentru că nu uitați, comisarul Cioloș la vremea respectivă, actualul premier, a făcut un obiectiv din portofoliul dânsului, din mandatul dânsului, reducerea decalajului între plățile la nivel european. Și așa s-a întâmplat că România, Polonia, Portugalia și țările baltice au primit o suplimentare, bani tăiați din plățile directe de la nemți, de la francezi și de la alte state membre și s-a adăugat la bugetul național României. Deci nu pot să vă spun în acest moment, sigur va fi negocieri, rămâne de văzut ce se va întâmpla exact, dar sigur există un risc ca România să piardă, nu știu, anual până la 80 de milioane de euro.